sau Toloșimine v-am găsit. În acest clip o să vă arăt cum să folosiți un alt addons pentru reptopologie. Acest addons este folosit de toată lumea care folosește Blender, pentru că este foarte eficient. Pentru a face rost de acest addon, RetopoFlow, intrați pe GitHub și downloadați-l sau, dacă vreți, puteți să-l plătiți ca să aveți suport la program. Eu voi folosi GitHub și e gratis. Dacă îl downloadați de pe GitHub, o să aveți un fișier zip. Intrați la User Preferences ca să instalați, intrați la Addons, la Install Addons, căutați-vă fișierul zip, cum e aici, apăsați Install și o să vă apară pe undeva pe aici RetopoFlow. Dacă nu vă apare, scrieți de mână și activați-l. După aceea dați Save User Settings ca să nu mai aveți nicio legătură cu aceste opțiuni. Bun, acum că am făcut chestia asta, în partea stângă avem Retopology, în care este RetopoFlow. Un lucru pe care trebuie să-l vă zic eu din start este că RetopoFlow funcționează doar Object Mode. Dacă încercați alt mod, nu o să funcționeze. Acum că v-am zis chestia asta, în partea stângă avem niște opțiuni. Source Object înseamnă obiectul High Poly, Target Object o să creeze automat RetopoFlow un nou container, cum v-am arătat în alte videoclipuri. Și avem aici trei opțiuni prin care putem să desenăm. Dacă folosim Contours, se va folosi de contur pentru a crea niște geometrie. De obicei face conturul întregului obiect. Poly Strips desenează o singură linie și creează un plane care are niște linii în el. Și PolyPen pur și simplu modifici punctele în care sunt poziționate liniile pe care le-ai creat tu. La Show Settings pur și simplu schimbi rezoluția, cât de high poly să fie liniile pe care le tragi. Deocamdată voi folosi 15 și 24 vertex count. Nu cred că contează foarte mult vertex count, dar ring count contează foarte mult. Și poți să crești și simetrie dacă vrei, dar eu nu vreau. Bun, și asta e cam tot. Hai să desenăm. Voi selecta obiectul High Poly. Bun, și Target Object nu o selectăm nimic, așa o să creeze automat. Voi începe prima dată cu Contours. Apăsăm click, automat creează un container denumit Cube Contours. Și acum dacă ne ducem aproape de obiect, aici încă vrem să creăm un cilindru aici unde este gâtul. În cazul de fază, singura modalitate pe care putem să facem chestia asta este Contours. Și tragem linie. Nu contează cum tragi linia, doar trebuie să faci un contur, ceva, cum zic eu. Poți să tragi și în exterior linia, nu trebuie neapărat interior. Și uite, când trag, creează niște geometrie automat. Și arată chiar foarte bine. Și să zicem că cam atâta, nu vrem să mai continuăm. Ca să ieșim din unealtă, trebuie să apăsăm Enter. Bun, și dacă dăm disable la cub, putem să observăm geometria nou creată. Dacă ați încercat să numărați fiecare vertex sau fiecare linie, veți vedea că se potrivește cu ce este scris aici. Așa. Și un lucru pe care trebuie să vă zic eu când faceți chestia asta este că, cum să zic eu, am încercat eu cu o altă modelare. Trebuie să vă asigurați că obiectul are simetrie. Dacă nu are simetrie, s-ar putea ca pe partea cealaltă să apară niște erori, cum ar fi triunghiuri în obiect. Sau pur și simplu sare punctul într-un colț în altul. Vă zic din start, asigurați-vă că aveți obiectul high poly să aibă simetrie. Altfel nu o să funcționeze uneltele pe care vi le arăt eu. O altă unealtă foarte folosită este Polystrips. Pur și simplu desenezi o linie și creează geometrie. Și arată chiar foarte bine. Uneori funcționează să creezi un bridge între cele două pătrățele, dar uneori s-ar putea să nu funcționeze. Uite, în cazul de față a funcționat, în cazul de față a funcționat, dar a funcționat cam prost. Uite, n-a reușit să creeze geometrie cum am vrut eu. Fiți atenți cum folosiți chestia asta. Am apăsat din nou Enter ca să intru din nou în... să deselectez unealta. Și ultima chestie care este foarte utilizată în RetopoFlow este PolyPen.
Când ai Polypen activat, poți să modifici cum este poziționat fiecare punct. În caz că nu ți-ți convine cum ai tras tu o linie și tu vrei mai încolo să faci niște modificări. Așa. Și dacă vrem, putem să facem și un, să ieșim din chestia asta. Yes, ca să văd mai bine, intru în edit mode și pot să dau un bridge. Da. Chestia este că unealta asta este foarte utilă. Și cam atâta. Nu e cine știe ce unealta, dar este foarte utilizat pentru a face retopologie în Blender. Dintre toate opțiunile, vă recomand Retopoflow cu toată inima, pentru că îți ușurează foarte mult munca pe care trebuie să o faci. Dacă puteți observați, în partea dreaptă avem niște opțiuni în plus, dar nu știu de ce nu funcționează astea trei. Când dau click, nu funcționează. S-ar putea ca... Trebuie să intru în... Hai că încerc acum să văd dacă pot să... Ah! Acum mi-am dat seama. Nu prea am utilizat opțiunile astea. Dacă vedeți în partea dreaptă niște opțiuni în plus, acele opțiuni funcționează doar când ești în edit mode. Dacă ești în object mode, cele trei de sus funcționează, dacă ești în edit mode, cele trei de jos funcționează. Sună cam ciudat, dar cam așa funcționează. Și apăsăm din nou Enter ca să scăpăm de opțiunile astea. Și cam atât, nu e cine știe ce, dar măcar v-am arătat cum să folosiți toate cele trei opțiuni prin care puteți să folosiți retopologia în Blender. Cam atât. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, subscribe și poate un share. La revedere!